A 28-a ediție a campionatelor internaționale de tenis pentru juniori ale României a avut loc pe arenele Tivoli din Timișoara. Nu au fost surprize în ceea ce privește câștigătorii. Favoriții au reușit să se impună. La feminin, Giulia Pop din Bihor, în vârstă de doar 14 ani, a fost câștigătoare. Aceasta a trecut în două seturi de Terezia Micba din Slovacia, 6-1, 6-0. Sunt foarte fericită că am reușit să câștig. A fost un turneu care chiar aveam așteptări de la el. Un parcurs perfect, ai plecat din calificări pentru că te-ai înscris târziu, dar n-ai pierdut niciun set. Trebuia să merg în alt turneu în Olanda, doar că am avut și examenul de capacitate și nu se lega absolut nimic. Ori trebuia să merg cu mașina, ori trebuia să leg multe zboruri și am decis să vin aici. Așa cum spuneam, te-ai dus din 2-0 în 2-0, totuși care a fost cel mai dificil meci, dacă a existat unul pentru tine? Cel mai dificil probabil a fost... au fost sferturile, da. M-a jucat bine adversara mea și un pic și pe mine m-a durut burta, dar cred că adversara a avut cel mai înalt nivel în acel tur. Ovidiu Pop, organizatorul turneului, o vede pe Giulia Pop pe urmele timișorencei Anca Todoni. Da, mă bucur pentru Anca în primul rând, pentru că este de-a noastră, este timișoreancă și uite că în 3 ani de zile s-a demonstrat ceea ce toți vedeam în ea, pentru că în primul rând disciplina și tot programul ei, tot ce de fapt trebuie să suferi în acest sport, trebuie să stai disciplinat, să-ți vezi de treabă zi de zi, și Anca a făcut acest lucru și am apreciat-o întotdeauna. O văd pe Giulia, îl cunosc pe tatăl ei, care este și antrenorul ei și este un antrenor extraordinar, care împreună fac o echipă foarte bună și o văd și pe ea peste 4-5 ani, cu siguranță, poate chiar mai repede. La masculin a câștigat Ianic Alexandrescu, jucător care l-a învins pe Tudor Batin cu 7-6, 6-1. Am avut de data asta noroc să câștig, dar am gestionat mai bine și situația. Ai fost prezent și anul trecut, ai pierdut greu în turul 2, nici mă aduc aminte. În turul 1 am pierdut 7-5 în decisiv, a fost un turneu foarte slab, calificarea am jucat foarte bine. În primul tur am jucat foarte slab, a fost unul dintre cele mai proaste meciuri din tot anul. Am avut o atitudine destul de proastă atunci, dar am venit acum și mi-am luat revanșa. Organizatorul evenimentului a remarcat participarea bună, dar a declarat că față de anii trecuți, de data aceasta au fost mulți jucători care au abandonat în calificări.